61 de oameni alungă suferința și aduc zâmbetul pe chipurile a 72 de copii. Salariile pe care le primesc nu sunt însă pe măsura efortului depus. Cu toate că muncesc sâmbăta și duminica în trăiture, găsesc puterea de a oferi iubire și atenție copiilor cu probleme din centru. În mod normal ar trebui, conform organigramei statului de funcție aprobat de către Consiliul Județean, ar trebui să avem un număr de 72 de salariați pentru cei 72 de copii, conform standardelor minime obligatorii în România. În prezent avem ocupate 61 de posturi, 61 de salariați de servesc astăzi, ei lucrând în toate cele trei ture, inclusiv sâmbăta și duminica, deci pentru a asigura continuitatea desfășurării activității. Dar dacă eu șterg acum asta, tu poți faci din nou? Da. Să o șterg? Da. Și o faci din nou? Da, din nou. Sigur? Mm-hmm. O șterg? Da, da, da. Lucia lucrează la centru din luna decembrie. Deși îngrijește micuți cu dizabilități și este destul de greu uneori, spune că ar alege tot această meserie. Familia nu a fost la început de acord cu alegerea Luciei, dar, după ce a vizitat centrul, au îndrăgit copiii din centru de care femeia are grijă. Este greu, dar au și plăcut oarecum când vezi că au cât de cât, nu știu să zic așa, progrese. Te mulțumești, îți plătește, că faci ceva pentru un semen care singur nu poate să facă. Fac curățenie, îi ajut, dar în primul rând îi ajut și pe ei. Să înveți să se sperie, să se îmbrace, să ne jucăm împreună, facem diferite joculețe, cântăm, ieșim afară, ne jucăm cu mingea. Ce ține ca și de copii obișnuiți, că tot, ca și copii obișnuiți. Nu neapărat dacă au un handicap, nu înseamnă că trebuie marginalizat. Marius lucrează ca instructor de educație. Spune că ceea ce l-a determinat să lucreze aici este faptul că, la rândul său, a crescut într-un centru de plasament și cunoaște greutățile unui copil al comunității. Meseria sa nu este deloc ușoară, dar o iubește și îl caracterizează. Ușor nu este, deci nu este pentru orice om această meserie, dar încetul cu încetul mai începi să-mi placă. Da, nu-i, dar ușor nu-i. Știți. De cât timp lucrați în acest centru? De 8 luni. Sunt copiii noștri ai comunității, a botoșenilor și în numele copiilor îi invit pe toți cei care doresc să-i viziteze. Nu au nevoie de dulciuri, nu au nevoie de suc, nu au nevoie de nimic material, au nevoie doar de persoane pe care să le cunoască, cu care să se joace. Complexul familiar Sfântul Mina este compus din 6 case, fiecare cu o capacitate de 12 beneficiari. 47 dintre copiii din centru sunt cu handicap grav, 10 reprezintă handicap accentuat și 7 handicap mediu. Peste 50 dintre aceștia merg la Liceul Tehnologic Sfântul Stelian, iar ceilalți învață la domiciliu, fiind în imposibilitatea de a se deplasa din cauza dizabilităților pe care le au.